Da? Deci 1 supra x tinde spre 0 asta. Dar radical din pătrat cât face? X. Ia fi atent. Radical din 2 la a doua face b, cum ai spus, da? Dar radical din minus 2 totul la a doua ar face minus 2. După tehnica asta. 2 cu 2 simplific de aici. E fals. Că radical din minus 2 la a doua este egal cu radical din 4, care face 2. Păi 2 nu e egal cu minus 2. De aceea, ca să nu greșim, punem în modul. Deci sub radicalul de ordin par se iese în modul. Deci egal mai departe cu limita pentru x tinde la minus infinit din x pe lângă 3 plus 1 pe x, 3 plus 1 pe x, totul supra modul din x, modul din x, ori radical din 1 minus 5 supra x plus 6 supra x pătrat. Da? 1 minus 5 supra x plus 6 supra x pătrat. E modul din x spre minus infinit este minus x. Când faci semnul lui asta, e negativ și atunci vreau cu semnul schimbat. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la minus infinit din x pe lângă 3 plus 1 pe x totul supra minus x pe lângă radical din 1, nu mai transpune cu paranteza, 1 minus 5 supra x plus 6 pe x pătrat. Și egal cu x cu x se simplifică. 1 pe x ăsta tu zice la 0, ăsta duce la 0, la 0, când trecem acum la limite, și rămâne 3 supra, supra minus 1, din minus 1. Și egal cu minus 3. Și atunci spunem, y egal cu minus 3, asimptota orizontală spre minus infinit. Da? Este asimptota orizontală spre minus infinit. De regulă se spune așa, săgeată, da? Spre minus infinit. Deci y egal cu minus 3, adică răspunsul este spre minus infinit. Acum se face și spre plus infinit. Deci ne ocupăm de limită pentru x tinde la plus infinit din 3x plus 1, totul supra minus 5x plus 6 face egal mai departe cu. Mergem pe același teren, tot, până ajungem aici. Egal cu limite pentru x tinde la din x pe lângă 3 plus 1 pe x modul din x, ori radical din 1 minus 5 pe x plus 6 pe x pătrat. Și acum spre plus infinit modul dintr-un număr pozitiv rămâne așa, rămâne x. Deci limită. Limită pentru x tinde la plus infinit din x pe lângă 3 plus 1 pe x. 3 plus 1 pe x. Totul supra x. Radical din 1 minus 5 supra x plus 6 pe x pătrat. X cu x se termină. Și atunci va face 3 pe 1, 3. Deci 3 este. Bun. Și iată că acum am două valori. Una o asimptotă spre plus infinit și y egal cu cine? Y egal cu 3 este asimptotă orizontală spre cine? Spre plus infinit. Deci a mai înainte a fost spre minus infinit și asta e spre plus infinit. Hai să ne întoarcem din nou, să vedem ce a costat pe ieșitul ăsta.
a fost mai interesant de până, decât până acum, da? Pentru că, mai întâi, aflarea domeniului de ființă este esențială. Radicalul de orbim par ca să existe, trebuie să existe de numere pozitive. Deci punem expresia care sub radical să fie mai mare ca 0. Da. Și am zis o strig mai mare ca 0, că e și la numitor. Și am făcut tabelul de variație semnului și am constatat că e pozitivă, strig, de la minus infinit la 2, pe unii cu 3 pozitivi, iar ai și interval deschis. Da, pentru că este da? Mai mare, strig mai mare. Strig mai mare. Și atunci, pentru asimptota verticală, doar în stânga lui 2 ne punem problema și în dreapta lui 3. Și au fost atât 2-ul cât și 3-ul, stânga respectiv dreapta, sau cu graficul, ele sunt niște asimptote verticale. Bun. Acum, pentru asimptota orizontală, trebuie să facem limita la plus la minus infinit, dacă e cazul. Și este cazul. Că avem pe minus infinit și avem și pe plus infinit acolo, da? În domeniu. Și atunci, ce facem? Trecem la limită și când am trecut, tu ai zis, bă, dar mă încurcă foarte tare radical aici. Păi scot tot în factor forțat, cum știu să o fac. Atenție, nu știi scos bine factor forțat? Păi, ia să vedem. 7x la 3 plus 2x minus 5. Cât putem să scoatem factor forțat maxim? X la 3. Deci va fi egal cu x la 3. Scrie chestia asta. Da, x la 3. Pe lângă. Pe lângă. 7. Plus 2 supra x la a doua. 2 supra x la a doua, corect. Până când ai un x, până la x la a treia, doar x la a doua. Și minus 5 minus supra x la a treia. Deci, gata, așa trebuie făcut. Aici am scos pe x la a doua, am avut un x la 5. Da. Deci ce zic 5 supra x? Și 6 pe x la a doua, și radicalul e din fiecare, și din x pătrat. Radical dintr-un produs e radical din amândouă, pe rând. Și din x pătrat și din cealaltă. Din x pătrat este... Nu? Radical din x pătrat e modul din x. Așa. O radical din 1 minus 5 pe x pe așa. Iar modul din x la plus infinit e x. Iar la minus infinit este minus x. Da? La plus infinit va fi x, dar noi suntem la minus infinit și atunci modul din x este minus x. E minusul expresiei dintre pare. Deci minus x. X-ul se simplifică și rămâne minus 1 ori 3. Adică minus 3. Din coace nu mai am pe minusul în față aici. Și deci el rămâne 3. Da? Deci eu aș da așa ceva la lucrarea, la testul ăsta. Aș da așa ceva pentru că pun în evidență multe lucruri. Domeniul de ființă, afară al radicalului, ce se întâmplă acolo când se iese un modul. Deci, este o chestie frumoasă. Da? Filmează treaba asta, mai facem încă unul de asta, da. Ca să fii mai sigur. Și să vedem cum reacționeze data asta. Ca să-ți dau să te gândești, că-ți fie tata, f de x egal cu 7, 3x plus 5, totul supra radical din x pătrat minus 3x plus 2. X pătrat minus 3x plus 2 strict mai mare ca 0. Da, da, da. Zi, lucrează, ce am în rădăcinile. Egalăm cu 0, zi? Da, egalăm cu 0. X pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. Delta egal pe pătrat minus 4 ok. Delta egal cu 4 mai vorbește că s-aude că trebuie să vorbești. Delta egal cu 1, x1 egal cu minus b minus radical din delta supra 2a, minus b este 3 minus 1 supra 2 și vine 2 pe 2 care e 1
și x2 egal cu minus b plus radical din delta supra 2a și egal cu 3 plus 1 supra 2 egal cu 4 pe 2 care este 2. Facem semnul. Da. X de la minus infinit la plus infinit până 1 și 2 este 0. Dăm o valoare din radical din pătrat din dăm o valoare, îl dăm pe 0 și va fi plus minus 1 pe rădăcini și plus a? Deci care e domeniul definiției? E fi definită pe? E definită pe minus infinit până la 1. Da, minus infinit până la 1. Reunit. Deschis, da? Da, reunit deschis. Cu? Reunit cu 2 plus infinit. Cu valori. Ia. Valori. Da, așa este. Și acum? A făcut semnul. Da. Asta avem domeniul definiției tot. Eu ocupăm de asimptotă. Care asimptotă? Prima, asimptotă verticală. Așa, asimptotă verticală. Facem doar strict la stânga lui 1. La stânga lui 1, da? Da. Deci ne ocupăm pentru x egal cu 1, dar stânga, da? Da. Limita la stânga lui 1. El ies în 1 egal cu limita. Egal cu limita pentru x tinde la 1, x mai mic ca 1, din 3x plus 5 supra radical din x pătrat minus 3x plus 2 și egal cu 3 ori 1, 3 plus 5, 8 supra 0, o să dea 0. 0 de care? Până la minus infinit la 1, plus 0 pozitiv. 0 pozitiv. Egal cu plus infinit. Plus infinit. Limita la dreapta? Limita la dreapta în... Lui 1? Da. Lui 1 sau lui 2? Lui 2. Deci ce rezultă de aici? Că x egal cu 1, asimptotă orizontală spre... Verticală. Verticală, asimptotă verticală, stânga. Da, stânga. Da? Stânga lui... Și limita 1. La dreapta 2 e egal cu limita pentru x tinde la 2, x mai mare ca 2, din 3x plus 5 supra radical din x pătrat minus 3x plus 2, egal cu 3 ori 2, 6 plus 11 pe 0 plus, pozitiv și egal cu plus infinit. Înseamnă că x egal cu 2, asimptotă verticală. Asimptotă verticală la stânga. Dreapta. 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 Da. Ce urmează? Asimptotă orizontală. Asimptotă orizontală. Pentru asta? Trebuie să facem limită la plus și minus infinit. Corect. Deci face limită. Limită la i pentru x tinde la plus infinit. Din. Din. 3x plus 5. Supraradical din. Supraradical din x pătrat minus 3x plus 5. Plus 2, da. Plus, plus 2, pardon. Plus 2. Și este egal, va da infinit pe infinit. Știi, povestea. Așa. Sus scoatem factor forțat. Și vine limită. Da, limită pentru x tinde la plus, plus infinit. Infinit, așa, din. Din x lângă 3 plus 5 pe x. Da. Jos. Jos. Radical din x pătrat pe lângă 1. Da. Minus, minus 3 pe x. Da. Plus 2 supra x pătrat. Da, egal mai departe cum? Și este egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din x de lângă 3 plus 5,
5x tinde spre 0 și va fi... Păi, jos, lămurește mai jos ce faci. Da, sus este 3x. Da. Supra... Păi dacă este tinde spre plus infinit, modulul rămâne așa și vine x, adică scoatem un modul. Da. Și vine modul, rămâne x. X, da. X. Ce rămâne de la 0? X ori 1, nu? Da, x ori 1. A, și face? Și face... x cu isimplitic și egal cu 3. Da, egal cu 3. Deci y egal cu 3 este asimptota orizontală spre cine? Spre plus infinit. Plus infinit, da. Să spuneam să spune săgeată, da? Spre plus infinit. Acum să facem la minus infinit. Limită pentru că x tinde la minus infinit din 3x plus 5 supra radical din x pătrat minus 3x plus 2. Nu mai vă spărcurăm, ne luăm doar la... Aici, da, deci limită. Limită pentru x tinde la minus infinit din 3x. X. A, 3x deodată, da? 3x. Supra? Supra... Dacă este cum un mod, adică face modul din minus x. Modul din x care face minus x. X așa. Minus x. Minus x. X duce și face minus 3. Deci y egal cu minus 3 este asimptota orizontală spre minus infinit. Și cu asta am clarificat cele două lucruri. Cât e ceasul? 39. Deci cât? 9? 39? 10 fără 20. 10 fără 20. Hai că mai stăm un pic, mai avem un pic, nu? Da. Așa, ca să punem la punct că vreau să te duci și să nu ai emoții. Așa, să spunem. Dar cu asimptote vă va da, nu? Sau? Da, nu mai se poate. Nu mai. Hai să zicem că îți dau următoarea funcție, f de x egal cu f de x egal cu 3x pătrat minus 5x plus 6 totul supra 3x pătrat minus 5x plus 6 și totul supra radical din punem de x pătrat minus 7x plus 12. x plus 12 egal cu 0. Aflăm rădăcinile. Iar rădăcinile sunt 4 și 3. Da. Așa tabelul repede, zicem f. x1 egal cu 4, x2 egal cu 3. Da. Tabelul creștem. De la minus infinit la plus infinit. Da. Radical din x pătrat minus 7x plus 12 este 0 în punctele 3 și 4. Da. Dăm o valoare, îl dăm pe 0. Da. Și va fi pozitiv. Între 0 va fi negativ. Plus, plus, plus. Da. Și zici, merge definită pe? Este definită pe intervalul minus infinit deschis 3, da, reunit cu 4, tot deschis, plus infinit. Corect. Cu valori în iar. Cu valori în iar, da. Bun. Începem. Și facem asimptota verticală. Da.
asimptota verticală. Facem limită la, la stânga în 3. Da. Deci el ies în 3, egal cu... egal cu... limita pentru x tinde la 3, x mai mic ca 3, din... x pătrat minus 5x plus 6 supra radical din x pătrat minus 7x plus 6 și este egal cu 3 ori 9, 27 minus 15 12 plus 6 18. 18 supra 9 minus 21 21 plus 6 27 27 minus 9 18. E 18. Da, tot 18 este aici. E 3 la 2 ai 9. Da. Minus 7 la 3 21. Da. 21, e minus 21. Minus 21 plus 6. Pe 9 cu 12 nu fac 21. 21 minus 21 fac 0. Ah. Păi dacă 3 și 4 fac rădăcine. De supra 0 pozitiv, nu? Da. Egal cu plus infinit. Înseamnă că este verticală la, la stânga, da? Deci x egal cu 3. Și x egal cu, x egal cu 3, asta sunt toată verticală la stânga. Mergem acum la dreapta lui. Dreapta lui 4. Da. Și egal cu limita pentru x tinde la 4, x mai mare ca 4, din 3x pătrat minus 5x plus 6, supra radical din x pătrat minus 7x plus 6, și este egal cu 16 ori 3, 48, minus 20, 28 plus 6, 34, supra 0, pozitiv, da, pozitiv, da. Și este plus infinit. Deci tot plus infinit. Înseamnă că x egal cu cât? X egal cu 4, da. Este asimptotă verticală spre dreapta. Așa. Și zicem ce? Deci am asimptota verticală, x egal cu 3 și respectiv x egal cu 4, asimptota verticală dreaptă. Și acum să ne ocupăm de ce? Ne ocupăm de asimptota orizontală. Corect. Deci mai sunt orizontal. Limita la plus minus infinit, dacă e cazul, nu mai este? Este plus minus infinit? Este. Da, da. Ce zicem? Păi e limita pentru x... Deci asimptota... orizontală. Da, orizontală. Limita pentru x tinde la plus infinit. Da. Din 3x pătrat. Minus 5. 5 plus 6. Totul supra. Totul supra. Radical din x pătrat. Minus 7x plus 2. E 12 acolo. Nu 12. Și va da infinit pe infinit. Scoatem da. Limită pentru x tinde la infinit. Din da. X pătrat pe lângă 3. Minus 5 supra x plus 6 supra x pătrat, da. Totul supra
dacă x este plus infinit, rămâne modulul pozitiv, rămâne plus x, adică x, pur și simplu, x radical din x radical din 1 minus da, 1 minus 7 supra x, x plus 12 pe x pătrat. X pătrat. Și acum x-ul pătrat să spune ce? Da, x-ul, da. 5x și 6x pătrat se duc pe 0 și la fel și 7x și 2. 0, 0, 0, 0. Și vine 3 pe 1, care e 3? 3x, că nu mai sunt x aici. A, da, 3x. Egal cu 3x pe 1. Pe 1 egal cu plus infinit. Plus infinit. Da? Dacă faci și plus infinit, nu e asemptot. Este, trebuie să fie valoare de fiul. Finită. Deci nu există asemptot orizontală spre plus infinit. Și nu există... Și nici pe minus infinit, deci trebuie să facem oblică. Oblică. Acum s-ar putea să existe spre minus infinit. Să zic că există spre minus infinit. Și de ce ne ocupăm de... dar oricum nu va exista în cazul ăsta. Deci ne ocupăm de asimptota oblică. Asimptota oblică. Este y egal cu mx? Y egal cu mx plus m, unde m egal cu f de x. Egal cu limită. Da. Pentru x timp de la plus sau minus de y, depinde cum calculăm, da, din f de x pe x. F de x pe x. Da. Și nu este limită. Limita pentru x timp de la plus minus infinit. Din f de x minus mx. Da. F de x minus mx. Da. Și ne ocupăm de mă 1, să zic. Mă 1 egal cu limită. Mă 1 egal cu limită pentru x timp de la plus infinit. Din f de x este... f de x pe x. Scriu, da? F de x pe x și dăm mai departe cu limită. Limită pentru x timp de la plus infinit. Din 3x pătrat. Minus 5x. Plus 6. Totul supra-radical. X pe lângă. X pe lângă radical, din cauza lui X-ul ăsta deja. Da. X pe lângă radical. X pe lângă radical din x pătrat minus 7x plus 12. Da, și egal cu limită. Și egal cu limită pentru x timp de la plus infinit din x pătrat pe lângă. Da, poate faci x pătrat pe lângă 3 minus 5 pe x, da, plus 6 supra x pătrat supra poate pe x la a treia. De ce pe x la a treia? Păi avem x-ul din la... Noi scoatem modul din x. A, da, deci x ori modul din x, da, vine x ori modul din x, da, ori radical din da, minus 7 supra x plus 12 pe x pătrat. Corect. La 0, la 0. 0, 0, 0, 0. X-ul, pătratul cu x-ul. Da. Și modul din x este tot x. M-a pus infinit. Au nu 2, este tot x pătrat. Deci tot asta cu ăsta îți duce, da? Așa, și rămâne 3 supra radical din 1. 1, 3. Da, 3. Deci egal cu 3. M, 1. Și M, 2 acum. M, 2. Egal cu limită. Pentru x timp de la minus infinit. E de x pe x, adică din cea de aici. Ne ducem până aici. Ducem direct, da. Deci vine x pătrat pe lângă. Pe lângă 3 minus 5 supra x plus 6 pe x pătrat, da, totul supra x minus x. Minus x pătrat. Minus x pătrat, da. E din cauza modulului explicat, da? Da? Minus x pătrat, da, radical din. Radical din
1 minus 7 supra x plus 12 pe x. Toate astea se duc spre 0. 12 pe x pătrat. Da. Da? 0, 0, 0, 0, 0, x pătrat, x pătrat și face 3 pe minus 1, minus 3. Da. Deci aveam M1, am găsit că M1 egal cu 3 spre plus infinit și M2 egal cu minus 3, când am făcut spre minus infinit, da? Da. Și acum să ne ocupăm de N-uri, N-urile. Pe M l-am găsit, dar avem două valori al urmă. Una este spre plus, alta este spre minus. Și trebuie să găsim V1 și V2. Deci ne ocupăm de V1. V1 este egal cu limită pentru x. Limită pentru x tinde la plus infinit. Da, la plus infinit. Din f de x, f de x minus mx. F de x. Da, și egal. De x l-am aflat. Îl știu. Deci limită pentru x tinde la plus infinit din f de x care este 3x pătrat minus 5x plus 6 supra radical din x pătrat minus 7x plus 12 minus m, adică 3 minus 3x minus, nu? Da, minus 3x. Așa, m minus 3x. Și închidem paranteza. Ce facem? S-au dus la același midor, cum mă pricep altceva să fac. Deci am ficăm cu radicalul ăsta și egal mai departe cu... Cu limită pentru... x tinde la plus infinit, 3x pătrat minus 5x plus 6, minus 3x, ori radical din... x pătrat minus 7x plus 12. Totul supra radical din x pătrat minus 7x plus 12. Și acum povestea s-a complicat destul de mult. Că dacă treci la limit, vine infinit minus infinit. Dar scoate modul aici și problema e complicată. De aceea mutăm pe ăsta, fac ar fi un a. Ăsta toată cu un b și avem a minus b și aplicăm conjugata. Deci a-ul este prima parte cu 3x pătrat, b-ul este 3x, așa, și zicem egal mai departe cu limită. Limită pentru x tinde la plus infinit. Din a minus b pentru a plus b face a la a doua, adică 3x pătrat minus 5x. Plus 6, totul la pătrat, pe lângă minus b pătrat, deci a pătrat minus b pătrat, minus 9 x pătrat, pe lângă radicalul la pătrat de spate, minus 7 x plus 12. Și totul supra radicalul ăsta care era, radicalul din x pătrat minus 7 x plus 12, pe lângă a plus b, a pe lângă asta și plus asta. Da. 3x pătrat minus 5x plus 6, pe lângă... Plus 6 plus? Pardon, plus 9x pătrat. Nu-i nou, nu-i la pătrat. Păi... E a plus b. A. Da. Numai plus b. Da, da. Plus 3x. Plus 3x. Radical din x pătrat minus 7x plus 12. Da? Deci am aplicat conjugata a plus b, pe lângă a minus b era, am pus a plus b, dar și sus și jos. Sus odată a la a doua minus b la a doua și jos trebuie să pun a plus b. Cu plus. Este cu minus, aici pun cu plus. Acum trebuie să zic că trinomul ăsta la pătrat, sunt mulțim aici, să reducem în asemenea. Și lucrarea care urmează, avem de lucru încă 10 minute cel puțin, și se găsește o valoare finită. Găsim un N1. Tot la fel se pleacă și găsim pe N2. Avem două valori al N. Spre minus infinit va fi cu minus 3x. Deci e plus 3x aici. Și iar conjugată, tot se lucrează și găsim
un N2. Niște numere finite trebuie scris. Și atunci avem Y egal cu 3X plus N1 spre plus infinit și Y egal cu minus 3X plus N2 spre minus infinit. Deci este de lucru. Da, deci am dat aici un exercițiu în care n-a fost orizontală, ne-am ocupat de oblică. Oblică am două valori, o variantă al M pe plus, spre plus, 3, și alta spre minus, din cauza modulului celălalt. Da? Și acum când ne ducem la N, iar două valori al M și e multă treabă de făcut. Cu ce te alegi tu de aici, de toată discuția noastră? Ce ai înțeles? Că? Când este fracție, da, numărul deci, trebuie să fie diferit de 0, găsim valoarea. Egalăm cu 0 și găsim rădăcinile. Rădăcinile. E fi definit pe R în afară de cele puncte. Și asta stabilim semnul după. Asta, dacă e cu radical, dacă e numai simplu, pur și simplu nu faci altceva decât să te ocupi de asimptota verticală și orizontală și după aceea, dacă nu există orizontală, deci la oblică, nu? Da. Asta trebuie să fie algoritmul tău în mintea asta, în momentul de față. Dacă e cu radical, cum a fost aici la numitor, trebuie să spui că expresia de sub radical strict mai mare ca 0 și atunci faci semnul și vezi care e zona, unde și unde te duci. Atenție, asimptota orizontală sau oblică se pune numai dacă plus sau minus infinit este din domeniu. Da. Adică să faci limita la plus minus infinit, că vezi și mu și nu cer asta. Da. Da? Și mu și nu cer așa ceva. Da? Deci haideți să zicem noi sinteza. Corect. Să zicem, ne-am ocupat din nou de asimptote. Da, deci asimptote și exact ce am discutat acum, să punem așa în succesiunea lor, problemele, nu ordinea în care le-am discutat. Mai, deci mai întâi, domeniul de definiție. Da? Domeniul de definiție. Ai văzut de fiecare dată, da? Da. Adică ce trebuie să faci când ai rezolvat o astfel de probleme? Să calculezi, să cauți asimptotele grafice. Ca să cauți asimptotele grafice, trebuie procedăm astfel. 1. Stabilim domeniul de definiție. Da? Domeniul de definiție. Adică să fie definită pe autorul să numai legea. Da? E definită pe. 2. Ne ocupăm de asimptote verticale, deci etapa a doua de asimptote verticale, dacă avem intervale deschise, atunci vreau mai stânga sau mai dreapta, depinde cum, iar dacă avem puncte scoase din domeniu, aș fi și stânga și dreapta. Deci asimptote verticale în punctele de acumulare, așa se cheamă. Adică acolo, fie interval deschis, fie puncte scoase din domeniu. La cele scoase din domeniu, stânga-dreapta, și la cele din numai în partea în care ai cu ei și te poți apropia. 3. Asimptote orizontale. Asimptote orizontale înseamnă, de fapt, limită pentru x timp de la plus minus infinit din f de x și egal cu valoare finită pe sfine. Atunci spunem Y egal cu cât o fi aici valoarea asta finită, un A, egal cu un A să zic, este asimptota orizontală. Da. Dacă nu este finită, este, facem asimptota... Da. Deci 4, dacă limită pentru X timp de la plus minus infinit din Y de X infinită, este infinită, ne ocupăm de asimptota oblică. Da? Oblică. Și unde facem? Știm din vorba de ecuația Y egal cu mx plus L. Da? Y egal cu mx plus L. Cine este M?
m egal cu limită pentru x tinde la x0, x tinde la plus infinit, plus minus infinit, da? Din f de x pe x, iar m este limită pentru x tinde la plus minus infinit, din f de x minus mă ori x. F de x minus mă ori x. Și m ori x, da? Trebuie neapărat m și n finite. Că nu pot să spun y egal cu mx plus m, m infinit sau nu. Deci trebuie să fie neapărat finite astea. Ca să pot vorbi, am o două, m și n să fie infinite ca să vorbesc de valorile cele și să lucrezi aici. Pot să fie două valori ale m, doi de n și am o asimptotă oblică spre plus până spre minus. Cam asta a fost. Am uitat să spunem prietenii noștri să dea like și share. Păi băi, dar nu mai ai să țin minte, băi. Tu trebuie să ții minte. Așa ne oprim aici, dragilor. La revedere!